Viitorul Liden s-a calificat fără emoții în sferturile fazei județene a Cupei României. În optim, echipa condusă de Demis Maranda și Cătălin Holca a trecut în deplasare de Voința Zvorâștea cu scorul de 10-0. Golurile au fost marcate de Pelepco 4, Codău 3, Mitoșeriu Maftei și Petru Răzlog. O calificare facilă a avut și Progresul Frătăuții Vechi, care a trecut pe teren propriu de Bucovina Dărmănești cu scorul de 4-0, prin golurile înscrise de Ignătescu 2, Lelcu și Burduja. În cel mai așteptat meci al acestei faze, juniorul Salcea a câștigat în fața celor de la juniorul Suceava cu scorul de 2-1. Golurile au fost înscrise de Malanca și Zeamă după ce oaspeții au deschis scorul prin Zaharie. Surpriza optimilor de final a venit de la Mihoveni, unde Răleul a eliminat Minerul Iacobeni la loviturile de departajare și este singura echipă de Liga a 5-a rămasă în competiție. Bradul Budna a câștigat la Drăgușeni cu 3-2 prin reușitele semnate de Cosmin Coroamă, 2 și Pitic. Recolta Fântânele s-a impus pe final pe terenul celor de la juniorul Fălticeni, printr-o dublă a lui Dobresenciuc, în timp ce Rarăul, Câmpul Lung Moldovenesc, a eliminat în deplasare formația Polul Nord Falcău, printr-un gol înscris de Badea. În ultimul meci din optim, Șoimigura Humorului a trecut de Șomuzul Preutești la loviturile de departajare, după ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost 2-2. Sferturile de finală din cadrul fazei județene a Cupei României vor avea loc pe data de 17 aprilie.